Bună seara, dragii mei, bună seara, dragile mele, bine v-am regăsit pe Aura Scop. Ce a fost în capul persoanei voastre când a avut o relație cu voi sau când s-a introdus în această relație, când a acceptat să intre în această relație sau când v-a căutat, când a vrut să fiți partenerul sau partenera sa? Și ce a fost în capul său în momentul în care a plecat, s-a separat de voi, cine, ce, cum, cine a contribuit la această despărțire. Gândiți-vă, dragii mei, la o persoană, indiferent despre ce energie vorbim, și haideți să obținem cât mai multe informații pentru a observa ceea ce urmează să se întâmple în următoarea perioadă. Este o etalare valabilă de câte ori voi vă uitați la acest clip, o etalare atemporală, doar am să vă rog să țineți cont de faptul că sunt etalări cu care s-ar putea să nu vă potriviți. Gândiți-vă la această persoană, spuneți-i numele de 3 ori în gând și haideți să vedem ce putem să aflăm. Eu am să pun această carte în începutul pachetului de cărți, am să extrag apoi următoarea carte la mijloc, după care am să iau cărțile exact așa cum sunt ele. Etalarea, energia generală a acestei etalări vorbește de faptul că în momentul de față sunt niște disensiuni, neînțelegeri, confuzii, nu sunteți pe aceeași lungime de undă, vă mai potriviți. Acum depinde de situația voastră particulară. Puteți să fiți într-o relație de căsătorie, puteți să fiți într-o relație de amiciție, puteți să fiți într-un parteneriat domestic sau în separare, conexiune sau nu. Ideea este că în momentul de față pare că lucrurile nu mai merg așa cum au mers la începutul relației voastre. Nemulțumiți unul de celălalt, probabil că sunt și destul de multe piedici între voi. Naționalitate, religie, depărtare, diferență de vârstă. Înainte poate că nici nu contau. Acum parcă toate au venit așa ca un tăvălug să vă distanțeze și mai tare. Parcă nu mai aveți o cale, nu mai găsiți o cale de comunicare. Nu mai găsiți puncte comune pe care să le împărtășiți, să vorbim despre planurile voastre comune. Este ca și cum până la un moment dat totul a fost ok, după care fiecare a luat-o pe alte căi, deși se încearcă cumva sau s-a încercat la un moment dat uniunea, reuniune, hai să mai încercăm o dată, hai să tragem de balana, hai să vedem, hai să reîncălzim o ciorbă. În capătul acesta de al cărților spune că persoana respectivă s-ar putea să vă fi spus deja acest lucru, că voi meritați o persoană că meritați ceva mai bun. În niciun caz pe el sau pe ea, persoana la care vă gândiți. Acum că v-a spus lucrul acesta sau că urmează să vă spună, asta o să vedeți. Tu meriți ceva mai bun, nu te merit, vă spune persoana respectivă sau urmează să vă spună, nu te merit. Tu ești mai bună decât mine, ești mai drăguță, ești mai în sfârșit. Dorința persoanei voastre înclinând către către separare. Sunt persoane blonde, platinate cu ochii închiși la culoare, persoane grizonate cu ochii căprui, ei brunesc cu ochii negri în unele cazuri. Și diferență și din punct de vedere al descrierii fizice. Hai să vedem cartea din mijloc ce ne spune. Este că există posibilitatea la jumătatea unei luni, o să vedem, poate ajungem și cu niște luni, dar aici ori luna iunie, există posibilitatea ca să primiți un mesaj în care persoana la care voi vă gândiți să vă povestească de, sau să ia asupra sa cumva, știi, lasă că iau ca și cum aș greși eu în relația aceasta. Sunt situații în care este vorba despre un break-up, este vorba despre o separare, este vorba despre un divorț, semnați niște acte. Dar cred că nu mai este cazul sau în multe situații, acum că este vorba despre un divorț, că semnați niște acte, că primiți un mesaj în care vi se spune, în afară de faptul că rezolvați probabil acest conflict pe cale amiabilă, dar mi se pare că persoana respectivă ar spune, știi, tu meriți ceva mai bun,
iau eu asupra mea toată chestiunea aceasta, numai să ne separăm și să ne vedem fiecare de treabă. Hai să terminăm odată cu chestiunea aceasta. Sigur că unii dintre dumneavoastră ați trecut prin aceste semnături, sunteți proaspete, divorțați, divorțate. Posibil să urmeze acest lucru sau există posibilitatea acestei separări, să spunem așa, pe cale amiabilă. Spuneam, poate să fie și ele brunețele cu ochii negri sau, dacă nu este vorba despre un divorț, să fie vorba despre recunoașterea unor greșeli. Haideți să vedem, am zis că luăm așa carte cu carte, sigur că există multă durere, inima voastră este frântă sau va fi frântă. Cred că este vorba despre multe lacrimi vărsate sau care vor fi vărsate din cauza acestei situații. Probabil că deja s-a întâmplat acest lucru, de asta este vorba despre faptul că ea plânge cu lacrimi amare, faptul că și-ar fi dorit să nu se întâmple lucrul acesta. De data aceasta simt că este vorba mai mult despre energia feminină, energia masculină dorind să își ceară scuze. O să vedem ce este cu aceste scuze. Își cere iertare pentru că nu poate efectiv să treacă peste această separare știind că vă face rău sau că plângeți sau ar vrea cumva să o rezolve astfel încât să vă dea vouă de înțeles cumva că voi ați fi cele, mă rog, persoanele care ar rupe această relație și că să vă dea vouă acea putere de a rupe voi aceste relații. Cred că, de asta spuneam, cred că veți înțelege în sfârșit sau veți accepta, mai bine zis, situația, pentru că în unele cazuri ori este o relație ruptă după foarte multă vreme, după căsnicii cu ștate vechi, după relații în care, într-adevăr, probabil că a intervenit și rutina. În orice caz, atunci probabil când v-ați cunoscut, ce a fost în capul acestei persoane, să nu ne abatem puțin, să nu ne abatem deloc de la mesaj, a fost că probabil v-ați cunoscut de foarte multă vreme, ori din anii copilăriei, ori dacă cochetați cu ideea de reîncarnări și alte vieți, ați mai trăit împreună și în alte vieți. Simt că este vorba despre o energie a unei relații cu ștate vechi de mulți ani. Sigur că nu se poate potrivi tuturor, însă aici este o chestiune de acceptare, să acceptați și să mergeți mai departe. Cred că persoana voastră s-a implicat în această relație, hai să spunem așa, datorită faptului că nu a fost, nu datorită, din cauza, cred, nu cred că ați fost foarte copți în ideea în care există o imaturitate sau cel puțin persoana la care voi vă gândiți nu a fost matură. Posibil să dea dovadă și în momentul de față de imaturitate sau, dacă nu, să recunoască că momentul în care s-a introdus în această relație a făcut-o cu imaturitate. S-a jucat, a făcut foarte multe lucruri copilărești, a luat decizii copilărești, s-a jucat ca sentiment, ca emoții. Și uite că dintr-o joacă n-a făcut altceva decât să se implice într-o relație, din o relație care a mers la un moment dat bine, prima parte, după care din inerție. Având în vedere că este și o diferență de vârstă aici, energia feminină fiind matură sau mai în vârstă decât el. Există și o căsătorie, asta spuneam, că există și o căsătorie aici, poate și copii, nu știu dacă se vede, vedeți? S-a lăsat dus sau dusă de val, persoane blonduțe, grizonate, cu ochii deschiși la culoare. Vorbim și de senioare, în afară de mesajele pe care le ofer în mod uzual, vorbim și despre senioare, care își aduc aminte de, tot așa, mesaje mai pentru o categorie mai restrânsă, care își aduc aminte de anii tineriți, vorbim despre peste 60 de ani, în care ea își aduce aminte de o separare, de o despărțire, de o persoană pe care a iubit-o și la care încă se mai gândește. Ce a fost în capul acelei persoane când s-au căsătorit, poate și din
acele obligații sau contractele acelea care se făceau sau, în sfârșit, pe vremuri, cu cine te mărita mama sau cu cine te însura mama, era ceva de genul. Ulterior, cei doi iubindu-se, eu știu și de la bunicii mei, pentru bunicii mei pe care iubesc de n-am aer, nu mai sunt printre noi, bineînțeles, Dumnezeu să-i odihnească. La fel, în poveștile lor, exact asta îmi spunea pe vremea aia, cuplurile erau tocmite, ca să zic așa, după care bunica mea a învățat să-l iubească pe bunicul și bunicul la fel, astfel încât au avut o căsnicie și premiat, să știți, bunicii mei au fost premiați de către primărie, diplomă, nici nu mai știu, mulți ani împreună, zeci, nici nu mai știu cum, dar se premiază. De asta spun că poate să fie vorba și despre posibilitatea aceasta, să te gândești la de ce s-a implicat atunci, cum a fost și de ce a plecat. Dar pentru restul, rămân la ideea de se implica într-o relație copilărește sau a luat niște decizii pe grabă, că atunci așa a crezut, i-a plăcut, necopt, nematurizat emoțional sau nematurizat emoțional, astfel încât cei doi să ajungă în punctul acum, după multă vreme, să nu se mai înțeleagă și chiar să semneze acele acte. Vorbim de divorțuri, vorbim de separări. Chestiune de acceptare, acceptarea absenței acestei persoane. Energia feminină este singură, foarte multă singurătate aici. Este melancolie, este nostalgie. Ea se uită pe poze, după cum vedeți, vorbesc imaginile de la sine, se uită pe poze. De asta cred că am prins mult mai mult de data aceasta energia feminină. Se uită pe poze, se uită pe... o poză înseamnă clar o amintire și există și acel dor. Ei este foarte, foarte dor și îi este greu să accepte absența acestei persoane. Deci mi-a venit să plâng. Atât de tare simt durerea și așa de tare simt de fapt durerea. Mai mult o melancolie, a strânge un tablou la piept plângând și a spune cum a fost și de ce sunt singură acum. Lipsa de sinceritate, să știți că v-a despărțit în foarte multe cazuri. Cred că persoana respectivă a mințit, v-a mințit și cred că lucrul acesta v-a dărâmat, pentru că din cauza minciunii a făcut ca persoana respectivă să fugă de această relație, a fugit de această relație, a mințit probabil în legătură cu motivele pentru care a plecat în relație, aici subliniind exclusiv ce a fost în capul lui sau în capul ei în momentul în care a plecat, a fugit din relație, dar mă rog, am zis că a plecat din relație, dar aici clar este vorba despre o fugă de relație și atunci a vrut să fugă din relație, dar adevăratele sentimente și emoții și adevărul adevărat nu vi l-a spus, l-a mințit. De ce? Pentru că în unele cazuri s-a căsătorit fără să știți voi, s-a recăsătorit fără să știți voi sau a cerut în căsătorie pe altcineva în timp ce era cu voi și a luat alte angajamente în timp ce era cu voi. Vreau să fie parte din viitorul meu această femeie, acest bărbat și nu mai vreau să mai fug de ceea ce simt în momentul de față. Nu ești tu de vină, tu ai fost extraordinară, ești extraordinară, dar tu ești o persoană mult mai bună decât sunt eu, ar spune persoana voastră, sigur că foarte mult probabil că deja ați trecut prin asta, este o etalare de confirmare, meriți ceva mai bun, ok, dar tu ți-ai găsit, tu ai plecat, dar pe mine m-ai lăsat în suferință. Chiar mă gândeam la melancolia acestei energii, energie feminină, melancolie extraordinară și cred că așa ca o recomandare din partea minunaților îngeri și ghii spirituali. Este vorba despre o recomandare clară. Dacă poți, încearcă să te depărtezi de această zonă de negativitate, vibrație joasă și încearcă să nu-l mai urmărești.
încearcă să, sau și aici în chestia asta consta acceptarea, accept să nu mă mai intereseze cumva sau să nu mai urmăresc rețele de socializare, pentru că și să accept, deși dorul este foarte, foarte mare. Vedeți că pierdeți oportunități. Probabil că există posibilitatea să fiți sunat, există posibilitatea să cineva să vă dea niște mesaje, să interacționeze cu voi chiar și la distanță, chiar și prin intermediul altor cunoștințe de blog, de colegi de serviciu, de colegi de, nu știu, cunoscuți, prieteni, colegi. Pierdeți o oportunitate, aveți mare grijă din cauza acestei atitudini de dor. E adevărat, nu vă poate contesta nimeni emoția, ferească Dumnezeu, adică e normal. Doar aveți grijă să nu pierdeți oportunități sau o oportunitate. Cineva încearcă să vă sune, nu dă de voi, sau încearcă să vă trimită mesaje, dar mesajele nu vin sau sunt nu există răspuns. O atenționare, m-am zis, o atenționare și o recomandare din partea Universului. Ai grijă să nu pierzi, cel puțin mai ai o oportunitate foarte clară de relație. De ce? Pentru că îți place să stai singur, singură, te îndepărtezi, atenție. Uitați-vă cât ai zidurile în jurul vostru v-ați construit. Sigur că nimic nu vă poate face rău, dar adică nici nu suferiți, nici nu vă poate iubi nimeni. Ok, aveți nevoie de timp, aveți nevoie de spațiu, dar deja să vă închideți în cutiuța voastră, în zona aceasta de aparent confort, nu face altceva decât să pierdeți oportunități. Acest mesaj spune, mai am nevoie de timp să mă gândesc. Da, mai aveți, dar vă autosabotați, sabotaj, vedeți scrie sus, vă sabotați. Și atunci, de asta spun că s-ar putea să pierdeți timp gândindu-vă la relația triunghiulară, voi, persoana voastră și cea de-a treia persoană pe care ori a cerut-o în căsătorie, ori sunt împreună, ori are altă relație. Și vedeți că emoțiile voastre sunt, exact cum spune și această imagine, emoțiile noastre câteodată sunt foarte, foarte contradictorii. Încercați să vă autovindecați, sigur, greu de zis, greu de făcut, ușor de zis. Încercați să vă echilibrați voi, să cereți sfaturi inimii voastre. Ascultați-vă vocea interioară, rugați-vă, necontenit, meditați, faceți absolut tot ce vă stă în putință să vă faceți plăcere sufletului și inimii. Ieșiți în natură, știu, dezlipiți-vă cu forța voi, pe voi, dezlipiți-vă de această cutiuță, melancolie, nostalgie, mă uit din nou pe pozele sale, deși știu că de zi știu, pentru că, ia uitați, dita mai de lipsa de onestitate, de sinceritate, încearcă să te vindeci, încearcă să îți clarifici clar ce vrei, pentru că există și o mare confuzie în viața dumneavoastră, vă simțiți confuzi de cum stați. Nu puteți să schimbați nimic, așa scrie în acest mesaj. Ce a fost, a fost. Nu puteți să schimbați lucrurile. Ce urmează pentru voi dacă ieșiți din această situație? Urmează să interacționați cu persoane din Berbec, Capricorn, Taur, Leu și Săgetător sau dacă puteți să lăsați la o parte situația expusă și să fiți foarte, foarte fermi în a pune capăt trecutului. Există foarte multă comunicare și cu persoana din trecut. Comunicare, compromis, rezolvăm, mai ales dacă nu s-a întâmplat chestiunea aceasta. Rezolvăm pe cale, nu știu, amiabilă, semnăm, primim mesaje, ne luăm în brațe și plecăm prieteni, pentru că există aici un compromis, iertarea de care vorbeam la început, ai iertare și rămâi cu bine. Acceptare că totul s-a terminat, comunicați clar chestia asta, își cere iertare, vă cereți iertare, acceptare și eliberare de acest trecut. Așa ca un
un fresh aer, un aer proaspăt, pot să vă spun, fără a greși, că această ființă care probabil v-a făcut să suferiți, să știți că nu își va schimba niciodată obișnuințele lui, tabieturile lui sau cum este. Nu se va schimba niciodată pentru nimeni. Probleme cu adicțiile, alcool, tutun, cafea, anxiolitice, mai știu eu ce nebunii, relații intime, finanțe la pământ. Deci eu zic că foarte bine că, eu zic, prin intermediul acestui mesaj, eu zic că știți cum este, să rămână, cum mai primești niște mesaje foarte drăguțe, să rămână acolo cu cine a ales, că se spele cu el pe cap sau se spele cu ea pe cap. Știți, ceva de genul acesta, cred că sunteți foarte mulți care spun în momentul acesta chestiunea aceasta. Adică, probabil că voi ați scăpat cumva de această greutate, știți? Pentru că vă ruina. Nu se poate schimba. Nu poate schimba aceste adicții. Altcineva își va asuma această problemă. Altcineva va purta această cruce. Știți cum se spune. Haideți să vedem. Să ne dezlipim un pic de această energie. Totul este, deci, norocul este de partea voastră. Doar să spuneți, da, am închis cu trecutul, da, accept toată situația, învăț lecția și merg mai departe. Și s-ar putea să, dacă spuneți da și ieșiți din acea cutiuță, puteți să aveți o interacțiune cu o persoană care se află la distanță. O să vă arăt și cartea aceasta, că este foarte drăguță. Există o distanță care va fi diminuată printr-o călătorie. În momentul de față, voi și partenerul vostru sau partenera voastră care urmează să intre în viața voastră, sunteți departe ca distanță unul față de celălalt și poate un pic emoțional pentru că nu vă cunoașteți. Asta îmi dă mie de înțeles că există o posibilitate să aveți o relație personală la distanță. Pentru că foarte, foarte curând există posibilitatea unei întâlniri. Ori mergeți într-o vacanță și acolo cunoașteți o persoană alături de care să începeți o frumoasă poveste de iubire. De ce nu? Sau dintr-o prietenie totul se transformă în iubire. Sau să diminuați cumva distanța aceasta între voi întâlnindu-vă. Totul depinde de această călătorie. Călătoria aceasta vă va schimba viața. Drumul acesta vă va schimba viața. Persoana aceasta care este la distanță vă va schimba viața, dar voi continua această etalare și zilele următoare. Însă, până atunci, eu vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult pentru mesajele voastre de weekend. Mulțumesc foarte mult pentru vizualizări, pentru înscrieri. Deja am format așa o comunitate foarte faină. Mă înclin vouă. Îmi cer scuze că nu am reușit să răspund mesajelor, dar le citesc pe toate. Sunteți minunați și mulțumesc pentru donații, mulțumesc pentru vizualizări, pentru mesaje, aveți acolo și un clopoțel, dacă l-accesați, aveți în timp real etalările pe care le fac. Sunt mesaje și scurte, filmulețe scurte, shorturile acelea pe care le fac. Mă găsiți și pe TikTok, nu știu eu să umblu foarte tare cu acel TikTok. Sau, mă rog, cei de pe TikTok mă pot găsi și aici, în sfârșit. Un like, un share, un coment pe mine m-ar ajuta foarte mult. Știu în ceea ce privește share-urile pe care le faceți și vă mulțumesc din toată inima pentru fiecare feedback pe care mi-l dați. Vă iubesc mult, să aveți o săptămână plină de realizări, binecuvântări cerești și să nu uităm că Universul lucrează doar pentru binele nostru cel mai înalt. Vă pup, dragii mei, și vă iubesc mult!